Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar acesta este episodul cu numărul 3 din sezonul 2 din Sons of the Forest. În cazul în care n-ați văzut primele două episoade, aveți link în descriere către tot playlistul și către primele două episoade. Intrați, vedeți exact cum am ajuns aici și ce urmează să facem mai departe în cazul în care sunteți nerăbdători. Dacă aveți răbdare, atunci veți vedea în acest episod ce s-a întâmplat. Înainte de a începe, bineînțeles, avem niște modificări, atât pe partea de sunet, cât și pe partea de video. Vedeți că avem un nou webcam, care e un pic diferit, sper că are o calitate mai bună. Avem și un overlay. Sper să meargă bine, sper să vă placă. Videoclipul este filmat în 2K, deci ar trebui să avem o calitate video foarte bună. Audio nici nu mai zic, că de principiu avem calitate bună. Așa că tot ce trebuie să facem este să avem content de calitate și voi să vă uitați pe el. Bun, rămăsesem în pădure, dar în pădure aici avem un media room. Și e foarte important pentru că de aici o să începem să facem rost de content nou și de informații noi pentru a traversa acest joc. Pentru că până acum am făcut rost de pistol, am făcut rost de rebreather și am făcut rost de glider. Bun, lăsăm asta aici. E bine să fie și aici unul dintre ele. Luăm frumos toporișca și intrăm în peșteră. În peștera care ne va duce mai departe către media room. Sper să se vadă bine. Bineînțeles că voi aprinde oricum lanterna ca să vedeți, mă rog, bricheta ca să vedeți un pic mai bine. Cam așa arată. Și dacă nu mă înșel, aici vom găsi 3D printerul. Vedem ce mai găsim. Under construction, vedem ce găsim și încoace. Am găsit 3D printerul, avem câteva modificări față de versiunea Early Access și anume, vedeți că nu mai are deloc rășină 3D printerul. Avem nevoie de rășină pentru a printa tot ce înseamnă elemente care se pot face în 3D printer. Toate 3D printerurile pe care le găsim pe hartă de acum încolo vor avea zero rășină, așa că trebuie să găsim rășină. Avem ceva rășină pe aici, avem niște becuri. Avem și un panou solar. Un alt lucru foarte mișto este că au băgat panouri solare. Avem și rășină, 100 de rășină pe aici. Avem Parallel Universes and Travel Between Them, o carte. High Security Risk, Jianyu Zeng, cel pe care l-am văzut la început. La începutul jocului, former corporate lawyer și acum aparent nu mai este bun. Pe 0? Nu, pe 9 avem binoclu. A ship in harbor is safe, but that's not why ships are built. Ok, nu vedeam exact și am zis cel mai bine să vedem așa. Bun. Mai avem pe aici niște lucruri. Mai avem niște baterii, niște duct tape, niște rășină și niște wire. Bun. Pe aici putem să salvăm, dar mai important este că avem carbon fire și crossbow bolts. Super tare. Și acum hai să vedem ce putem să facem în 3D printerul ăsta. Putem să facem arrows. Putem să facem flask. Flask chiar am nevoie. Mască de care ne poate ajuta pentru a putea mai apoi să ne ferim de anumiți canibali. Grappling hooks. Tech mesh care ne ajută să ne facem un fel mult mai important de armură. Sled. Nice. GPS case. Și arrows. Bun, o să vreau flask. Nu are aici rășină. Acum va avea rășină. Și va face flask-ul pentru că avem nevoie de apă. Bun. Și vom mai avea încă 100 de mililitri pe care nu putem să-i luăm înapoi. Prin urmare, trebuie să vedem ce facem cu ei. Dacă vă place videoclipul, așa cum scrie și sub fața mea, like și subscribe. Mă ajută foarte, foarte mult. Am luat flask-ul. 3D printed flask și mai avem încă 100 de rășină pe care nu putem să-i folosim, adică să-i luăm înapoi. Avem nevoie de 1000 de mililitri pentru sled. Putem să facem arrows, dar vreau să vedem dacă nu cumva mai găsim ceva pe aici, în ideea în care mai găsim ceva 3D printer resin, rășină, ca să putem să facem și masca. Avem foarte multă lumină. Și avem aici un hol cu niște wire. Altceva pe aici nu găsim. Nu-mi place ce se aude. Am găsit un ceas. Bun.
E binevenit. Mai avem aici ceva. Un ceas și niște bani. Să fie primiți. Iar aici avem nevoie de o cartelă pe care nu o avem. Deci trebuie să ținem minte locația asta, pentru că va trebui să ne întoarcem în momentul în care avem o cartelă albastră. Pe care momentan nu o avem. Și la fel, avem 100 de rășină, 100 de mililitri de rășină în 3D printer pe care nu putem să o folosim. Nu vreau să folosesc ca să facem săgeți. Avem săgeți. și nu mai am aici nimic. Avem 100 de mililitri. Nu vreau să fac încă un flask. Ah, uite, mai avem aici. Grappling hook, energy drink, zipline rope. Bun. Un bec și printer resin. Bine că am văzut. Am adăugat și apoi facem și masca. E bine să avem și masca, v-am zis. Sunt anumiți monștri care, dacă în momentul în care ne punem masca, putem să ne apropiem de ei mai mult și nu ne recunosc cumva, ne recunosc ca fiind de-ai lor. Which is very, very good. Bun. și e roșie, vedeți? 80, 86, 93, 100%. Și putem să o luăm. Și asta este masca roșie pe care putem să o punem. Bun. Hai să mergem. Cred că pe 3 aveam... Așa, carbon fiber arrow. N-aș vrea totuși să folosim arrow-ul din fibra de carbon, doar pentru că pare că este mai performant de atât. O să vreau să salvez aici. Salvăm. Bineînțeles. Uite așa. Și vreau să facem un pic de arrow. Arrow simplu. Prin urmare, cred că o să pun un băț aici și avem stone arrow. Avem frunze. Am nevoie de feather. E ok, nu-i problemă. Am zis că o să iau. Am luat și tarpul care se buguise. Nu avem voie să mâncăm de-astea, dar putem să le luăm ca să facem poison arrow. Bun, dar acum vreau să mergem mai departe către un alt punct de interes. Semnul al scrimorii l-am văzut. Hai să vedem ce este acolo. Ce este acolo? Nu știu ce e acolo, dar putem să mergem fix acolo să vedem ce este. Aici am găsit cartul. Uite că mai apare cartul aici. Putem să luăm cartul. Foarte, foarte tare. Dar o să avem nevoie, din câte știu, de baterie. Și cum... bateria este mai jos un pic pe malul lacului, pe malul râului acela micuț care funcționează, măcar știm o treabă. Știm că putem să o găsim. Important e că să găsim cartul. Și cartul... am luat, mă, stai mă, că am luat bateria. Nu, că stâmpit. Țin minte că o țineam în mână așa că idiotul și nu știam ce să fac cu ea. E, acum am realizat și am aflat ce putem să facem cu cartul. Am găsit un camp... Nice. Un chem nou pe care nu l-am găsit, cred. Unde am mai găsit un ceas. Mai avem ceva pe aici. Piatră. Un foarte mare cataroi. Ce fac cu el? Uite, îl punem jos aici. Când avem ce să facem cu el. Deschidem cutia, niște wire, niște battery. Laptopul ăsta nu se poate sparge, nu se poate sparge. Mai deschidem și cutia asta de unde luăm niște flori pe care nu putem să le mai luăm. Mai avem o cutie aici de unde luăm niște rășină. Good, good, good. Și cam atât. Asta e tot? De aici? Nu mai putem să luăm nimica? Ok. Mai avem aici un aparat de măsurare pe care nu pot să-l dau pe, adică pot să-l dau pe jos, dar nu mă ajută cu absolut nimic. Aici era... unul spânzurat. L-au scos de aici. Nu mai e spânzurat. Hai să vedem ce mai găsim mai departe atunci. Dar oricum, important este că dacă acolo este campul, suntem foarte aproape de cart. Sărim pe aici și mergem frumos. Ne uităm stânga-dreapta, vedem dacă nu cumva există ceva și coborâm un pic. Spre cartul albastru. Las că l-am găsit. Ia că l-am găsit. Uitați cartul albastru. Și mai avem aici ceva. Avem o peșteră. Nu era mai bine oare să salvez înainte să mă bag în peștera asta? Ba da, așa voi face. O să fac aici, o să pun un tarp la intrare. Salvez și apoi intru. Că în cazul în care se întâmplă ceva, măcar să am cum să mă întorc.
Bun. Aici e cartul pe care putem să-l luăm. Putem să-l împingem. Sau putem să-l conducem. Ia uite, ce frumos. Bun. Minunat. Păi atunci, tarp. Cum ziceam, imediat un tarp îl punem pe undeva. Pe aici nu mă lasă să-l pun. Uite aici mă lasă să-l pun. Așa. Apoi un băț. Una bucată băț, punem un băț aici și salvăm, bineînțeles. Uite așa. Și apoi intrăm cu curaj în peșteră. N-am găsit încă păsări, mai degrabă pe partea de plajă găsim păsările. Hai să vedem ce găsim aici. E o peșteră care ne va duce către undeva. Ne va duce către undeva, dar ne va duce către undeva sus. Și eu nu am... Super. Cu ce mă ajută? Pam, pam, use. Grenadă. Light flare. Nu mă ajută cu absolut nimic în peșteră. Deci n-avem cum să urcăm acolo pentru că nu am grappling hook-ul. Unlucky. O să las totuși o să las tarpul aici pentru că mă ajută foarte mult să găsesc această peșteră în momentul în care vom avea grappling hook-ul și vom lua frumos mașinuța și hai să vedem unde mergem. Ne arată și GPS-ul pe hartă, ceea ce e foarte bine. Media room-ul l-am văzut. Hai să mergem încoace, vedem exact. Trebuie să mă obișnuiesc un pic cu mersul pe aici, că e super ciudat. E o peșteră pe aici, pe undeva. Mamă, ce dubios e cartul ăsta. Și cum mă plimb cu el, foarte dubios. Da, mamă, și ce frâne bruște o să pună. Așa, hai să ieșim de aici. Ieșim un pic la lumină, uite, ditai râul. Și avem niște peșteri pe aici, și niște ratoni, bun. Bănesc că și prin apă putem să ajungem să găsim câte ceva. Nu pot să zic neapărat că asta mă interesează. Nu sunt foarte bun la condus în jocul ăsta. Nu e foarte ușor să conduci în apă. Bine, o să fie ușor de scos asta, că îi dăm pur și simplu un bump, așa. Hai. Hop, așa. Uite așa. Hai, mă. Nu așa. Nu așa. Haide. Deci nu așa, mă. Hai. Țup, țup. Hai în afară. În afară. Treci afară. Așa. Bun. Minunat. Gata. E bine aici. Ne punem înapoi. Putem să luăm și pasageri. Sper că nu să fie nevoie de pasageri. Și mergem, uite așa. O luăm pe aici. Și mergem către celelalte două peșteri pe care, mă rog, peștera pe care am văzut-o în față. O să trecem prin apă, dar nu e niciun fel de problemă. N-ar trebui să fie niciun fel de problemă, dar aparent este. Mergem pe drum frumos, frumos. Lovim această căprioară. Oare putem să... Așa, minunat. Păi stai că e bine atunci. Că putem să ne folosim de mașină ca să vânăm căprioare și avem leather care ne ajută pentru armură. Animal hide și luăm și meat și gata. Mamă, și ăsta s-a dus în spate rău. N-am pus frâna de mână. N-am tras frâna de mână. Căcat. Am uitat. Bun, și mergem mai departe către peștera pe care am găsit-o. Aici sunt niște cadavre atârnate. Nu-i tocmai plăcut. Dar o luăm și noi așa frumos. Ocolim. A, uite, încă o căprioară. Uite, încă o căprioară! Bambi! Gata? Hai să o luăm și pe Bambi asta.
E foarte bună pielea, ne ajută foarte mult pentru armură. E foarte utilă, plus că avem carne pe care nu mai putem să o folosim. Foame e un pic... Am putea să facem un foc repede. Dar mai stăm un pic, mai rezistăm un pic. Bă, da, pleacă foarte repede și frânează foarte, foarte, foarte brutal. Așa vor fi toate mașinile electrice. Uite, parchezi fix aici. Asta e loc de parcare aici pentru carturi. Uite, fix aici. Uite așa. Și aici avem o peșteră. Good. Ce găsim înăuntru aici? Căcat, ce m-am speriat. Can't carry any more batteries. Păi hai să facem ceva. Putem să facem oare ceva? N-am un watch. Sticky bomb. N-am mărunt. Cum să n-am mărunt? N-am bani? Coins. N-am suficient coins. Apoi, duct tape. Un wire. Și mai trebuie... Uite, un de-asta și un C4 și n-am suficienți bani. Uite, mai avem ceva aici. Energy bar și MRE packs. Nu e nicio problemă că mâncăm unul. Mâncăm unul acum și apoi ne creștem un pic și mâncarea, ne creștem un pic și hidratarea și mai luăm pe ăsta de pe jos. E foarte bine că l-am avut. Baterii, n-avem ce să facem cu ele momentan și din păcate. Și... Am auzit ceva și nu mi-a plăcut. Am auzit ceva și nu mi-a plăcut, așa că tarp. Tarp și apoi băț și apoi băț. Da? Și apoi save. Tot timpul salvăm înainte de ceva, salvăm. Când începe muzica în momentul în care intrăm în cave, automat trebuie să salvăm. N-există, nu există să nu trebuiască să salvezi. Bun. E luminată. E un cave luminat. Avem conservă. Nu putem să mai mâncăm mâncare, dar avem conservă. Avem ceasuri pe care nu mai putem să le folosim. Avem clot. Din păcate, ceasurile nu mai pot fi folosite. Nu o să închid niciodată lumina cei. Să mănânc mâncare nefăcută? N-aș face asta totuși. Deși dacă ăștia îmi dau să mănânc, înseamnă că este ceva mai încolo. Hai să mai facem o chestie. Am leather, care nu știu pe unde e. A, uite, leaf armor. De ce nu pun pe mine? Și am leather pe undeva. Cloth. Radio. Bă, nu văd eu leather-ul bine. Asta e solar panel, asta e tarp. Turtle shell. E mic și nu văd. Animal hide. A, uite, animal hide. Combine. Hide armor. Două d-astea. Fix două am și cu un cloth și facem hide armor. E o armură un pic mai bună. Și o să-i dăm și wear. Vedeți că deja s-a pus un de-asta portocaliu la armură. Mai punem un cloth, punem niște multe leaves. Și mai punem un cloth și facem două bucăți de armură și încă una pentru a putea să ne umplem stratul de armură. Unu și mai avem încă unul. Uite, aici e bine că măcar știm cum să-l facem. Ieșim pentru că rămăsese la și n-avem chef să scot toate frunzele. Avem armura full, așa că putem să intrăm cu apa. Nu stăm foarte bine. Putem să bem de aici? Nu putem. Deși mi-am luat flasca și am uitat să-l umplu. Aie, lasă, coborâm pe aici. Coborâm așa. Și vedem exact ce... Cranii! Și mai multe cranii. Superb! Nu e bine. Funie. Destul de mulți pe aici. Dar înseamnă că și găsim lucruri. De exemplu, locuri în care pot să mă buguiesc. Mai multe oase, ceea ce înseamnă că putem să facem armură de oase. De astea nu mai putem să folosim. E destul de luminată peștera, așa că n-am treabă. Aș vrea să urc un pic înapoi.
Ca să fac o armură de oase un pic. Așa, și cu un rope și cu ce mai trebuia? Bone armor și cu ăsta. Bun, facem o armură de oase. E și mai bună decât aia de clot. O punem, îi dăm remove și apoi mai punem un de-asta și mai facem un... îi dăm remove, mai punem un clot, mai punem o de-asta și mai punem niște oase. Și mai facem încă una. Oasele sunt foarte ușor de făcut, pur și simplu ardem canibali. Nu mai am duct tape, așa că momentan rămânem la atât. Dar am suficient armură, ceea ce este foarte bine. Bun, oase nu mai am. Hai să vedem cum ne strecurăm astfel încât să nu am probleme. Că trebuie să ajung acolo. Bineînțeles că m-a văzut. Dar trebuie să ajungem, uite aici, că avem ceva. Avem ceva aici, am găsit o hârtie. This is what you're looking for. Ok. Putem să mergem și pe acolo, putem să mergem și pe acolo. Pe aici ceva? Bă, n-are cum să nu fie chiar nimic. Totuși, a, uite. Am găsit. Ce e asta? Nu știu ce e asta, dar teoretic aici ar trebui să găsim ceva. Ia să-l închidem, că mă deranjează un pic și nu văd ce ar trebui să găsesc. Ceva ascuns pe aici? Sau să merg pe acolo? Sau să merg pe aici? Oase! Nu știu, dar am găsit oase. Hai să mergem pe aici un pic. Nu știu dacă m-au văzut. Opa! Pe ăsta nu l-am văzut eu. N-aș vrea să-mi stric. Și dacă merg așa. Și o să fug, uite așa. Ce ziceți de asta? Ce am găsit pe aici? Slagemo, am găsit multe chestii. Wire, duct tape. Ok, și am găsit și 3 canibali. Hai, veniți încoa. Uite așa. Fugim și pe aici. Opa. Nu mai am energie. Ușor. Nu mai am energie iar. Ok. Aoleo! Hai cu energie un pic. Bun. Am pierdut destul de multă armură. Așa, aoleo. Bă, dar încă... Bun, 2. Hai și cu ăsta și gata. Aoleo, dar nu mai am viață. Și energie, ce facem aici? Oi, de capul meu. Hai, vină încă o dată. Hai, mai vină încă o dată. Hai, încă o dată. Hai că îi rezolv eu până la urmă, vă dați seama. Mamă, dar nu mai dă, frate, nu mai moare odată. Gata, a murit. Hui de capul meu. Băgăm niște meds, ce aveți? Vai de capul meu ce a fost aici. Hai să facem un un foc. Un foc. Hai, îl și aprindem. Bun, apoi îl luăm pe ăsta. Îl aruncăm în foc. L-am aruncat în foc, dar nu prea. Hai că a luat foc. Uite așa. Îl mai luăm și pe ăsta. Și uite așa. Și apoi îl luăm și pe ăsta. Și uite așa. Apoi am găsit crucea care ne ajută că putem să trecem de demon la final. Ne ajută o să ținem... ne ajută foarte bine. Lumina
Așa ne ajută. Am colectat un circuit board. Ia uite aici ce avem de oase. Avem suficiente oase, problema e că nu avem nu avem mai departe duct tape. Dar cred că am mai luat un pic de duct tape acum. Prin urmare, punem duct tape aici, punem și sfoara. Punem niște oase și am mai făcut încă o armură. Mai departe o și punem pe mine, o și punem pe noi și mai luăm și restul armurii ca să fie aici, să ne protejeze un pic cât de cât. Oare ce facem cu toate oasele astea? Ce mai pot să fac eu cu oasele? Punem așa și ce avem? Doar bone armor putem să facem. Bun. Deci oase am suficiente, nu mai am ce să fac cu oasele și trebuie să mă duc tot pe acolo. Pe aici nu am ce să fac. Am găsit niște lucruri, am găsit crucea. Which is good. M-am și încălzit un pic, mai era unul. Mi-am luat destul de multă caftele și am pierdut destul de multă viață. Întrebarea, o fi ceva pe acolo? Da, e ceva în jos. Mamă, și putem să coborâm pe acolo. Ok, nu o să cobor așa, o să mă duc pe acolo. Totuși, poate cine știe. Ha. Hai să vedem. Vedem cum facem mai departe, câte avem. 26 de minute și un mămăligar de ăsta. Hai, mămăligarule, facem o chestie. Ia vină tu încă. Salut. Hai, nu vrei să vii să mă iei? Așa. Hai, și acum eu o să fug. Mamă, ce m-am speriat și tu nu o să vii după mine, îți mulțumesc. M-am speriat din nou foarte tare. Ne păstrăm energia, pentru că avem nevoie de energie și am mai găsit un om aici. Și... zi-mi, te rog frumos, că mai găsesc ceva pe aici. Așa, doar una. Hai, vină încă. Hai, vină încă. Hai că am învățat. Pe ăla-l bubui cu... cu o grenadă cu ceva, trebuie să fac niște bombe. A, uite că avem acolo, C4, C4. Ce faci, mă? Ce vrei, mă? Bă, ce mi-a dat-o, mă, nenorocitul. Hai, mai vrei ceva? Nu mai vrei nimic. Bun, mamă, ce am găsit aici. Ce este ăsta? Ok, o să iau sticky bomb, bineînțeles. De aici nu mai putem să luăm nimic, o să luăm niște sticky bomburi. Unu. Uite așa. Ia. Bubuie? L-am bubuit din prima. Deci pe a doua o păstrez eu. Mulțumesc. Nimic pe aici. L-am bubuit. Avem niște membre. Nu mai putem să cărăm. Mamă, doamne, ce e aici. Și intrăm mai departe în peșteră. Mai în adâncime. Nu mă simt foarte confortabil, mai ales fiind la începutul jocului fără arme. Am, într-adevăr, am un pistol. Dar aș vrea... ai de capul meu. Aș vrea totuși să mă folosesc de el. Deși de ăla cu degete. Sunt vreo 3. Ia să facem așa. Una, două. Hai, veniți încoa. Așa. Hai că-ți dau show. Mamă, m-au prins aici. Opa, nu mai am energie. Bun. Ia uite cum au venit. Hai. Hai, băteți-vă între voi. Mamă, da... Ouleu, nu mai am energie. Bun, al doilea. A venit ăsta. Aoleu, dar nu vreau, nu! Ai, 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 ai.
Hai, mă. Bă, dar nu pot să cred câte gloanțe trebuie să trag în ea. Nic, n-ai cum, n-ai cum așa ceva. Și-am consumat și gloanțele. Fucking shit. Ai, 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 e bine că le-am luat de aici. Hai că e bine că le-am luat destul de ok. Aaaa! Du-te, mă, de aici! Du-te, mă, de aici! Unde, unde mă bag? Du-te de aici! Lasă-mă pace! Medicamente! Haide! Haide! Ieși din asta! Bun, hai că am scăpat de el, e bine. E bine momentan. Băgăm un pack. Bun. Băgăm un energy drink. Și sperăm să fie ok. Bun, ce-am găsit pe aici? Am găsit o hârtie, nu mă interesează momentan de hârtie. Am găsit o sfoară. Am găsit așa, am găsit un MRI pack, am găsit niște vodka battle, niște medicamente, slavă cerului. Nu mai putem să luăm, nu mai putem să luăm radiouri. Aici n-avem nimic interesant. Sunt sigur că vom găsi chestii interesante pe aici. E o peșteră mult prea mare ca să nu găsim lucruri. Problema mea este alta, că m-a cam craftit ăla și mai e încă unul. Dar se putea să scap așa ușor? Nu se putea. Vă dați seama că o să trag. Ai, 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 ai. A, trebuia să dau reload. Bă, dar nu mai mor o dată? Noroc că m-a ratat. Gata, s-a murit. Aoleu, ăsta ce e? Bă, ăsta n-am, bă, bă, ce ăsta? Bă, bă, nu, pleacă de aici. Sunt doi. E unul, nu-i doi, bă. În care cap trag? În care cap trag? Ok, fugi. Mai fugim un pic, îi mai dăm una. Ok, o, oh, cu tata. Da, nu, că nu mă, nu mă lasă. Nu scap de el. Nu scap de el prea repede, trebuie să văd cum o iau pe aici ca să... ca să scap cât de cât. Și să iau unul de meds. Eventual să nu mă omoare. Bun, am scăpat de aici. Ok. Cu ăsta n-am ce să fac. Ăsta nu mai am... nu mai am niciun fel de gloanțe. Clubul mai aveam pe aici. Îl punem pe ăsta, pe 2. Ui de capul meu. Ce, ce-a făcut, mă? Ce e aici? Ia uite ce e pe aici. Mamă, Doamne. Am consumat toate gloanțele mele pe chestia asta. Și întrebarea e, merită? Sau nu? Că ce-i pe aici? Wow. Măcar am scăpat de ăla un pic. Sper să nu mai fie altul. Da, normal, avem bebeluși acum, ce aveți? Bă, deci avem toți monștri posibili, toți canibalii posibili avem aici.
Hai, că ăștia oricum o să sară pe aici. Hai, mă. Ia uite. Hop, așa. Hop, așa. Ceva trebuie să fie aici. Da, de ce nu-l nimerește pe ăsta? Asta nu înțeleg. Hai. Bă, ce mi-au dat-o, bă. Ia uite-l mă și pe ăsta. Ia uite-l mă și pe ăsta. Hai mă, care mai sunteți? Nu știu dacă ăsta mai e. Dar a fost ceva. Bun, hai să vedem ce găsim pe aici. Nenea ăsta n-are nimic. Avem ceva aici, avem niște flare-uri. Am mai găsit încă o notă care ne spune că am găsit ceva pe aici, într-o cavernă. Avem niște bani, 36 de dolari, super utili de altfel. Ăsta nu are nimic înăuntru, ăsta nu are nimic pe el, ăsta nu are nimic pe el. Nu mai țin minte dacă în momentul în care dăm în ei cad bani de pe jos, ba da. Mai cad bani din ei. Asta ține aminte. Baterii nu mai putem să folosim. N-am găsit nici lanterna, dacă nu mă înșel. Doamne, doamne, doamne. Vă dați seama că atâtea chestii pe aici și n-am găsit nimic? Întrebarea este, am ratat eu ceva? Sau chiar nu este și e mai adânc în peșteră după ce trecem și de copilași? Hai să mai mâncăm ceva. Mâncăm un pack de ăsta. Și băgăm și un energy de ăsta. Un energy bar. Bun. Și de mâncat, de băut, bem și un energy drink de ăsta. Ok. Hai că le-am făcut pe toate. Aprinde lumina. Ce facem mai departe? Încă niște oameni. De ce am ajuns în peștera asta? Din atât de repede. De ce s-a stins lumina? De ce am lovit-o eu? Unde-s dropurile la Blanao? Nu știu, dar hai să vedem ce găsim aici. Clot și bani. Bun, wire și rope. Am putea să ne facem niște armuri. Da, nu suntem noi fraieri. O luăm prin apă așa ușor. Și puteți să mă opriți oricând dacă nu vă place. Este o peșteră foarte mare. Și eu sunt foarte speriat. Avem aici niște flares pe undeva. Nu știu unde sunt acum. Uite-le aici. Flare! Ah, trebuie să-i fac așa. Și apoi uite așa. Ia uite ce am găsit! Ia uite ce am găsit aici! Cum fac eu? Să fug, uite așa. Uite ce fug eu prin această peșteră. Ce ai, mă? Fug de toți banii. Ce aveți? Fuga e sănătoasă în aceste vremuri tulburi. Ridic mâinile în cluburi. Ia uite cât sunt! Oh, ok, am găsit niște lucruri. Și mai multe lucruri. Am fugit de tot. Ce aveți, bă? Hai la revedere. Ceva pe aici? Ceva pe aici? Nu, bine, la revedere. Nu, dacă nu-i nimic, eu nu insist. Dacă nu-i nimic, eu nu insist. Ah, copilași. Copilași. Bine ați venit la pediatru. Hai la doctorașul să vă vindece. Aaaa!
fuck you? Nu! Nu că nu mai am viață. Nu mai am energie și nu mai am viață. Lasă-mă în pace. Iar vine după mine. Lasă-mă! Lasă-mă în pace, nu-mi face rău, nu-mi face rău. Yeah, ți-am spus de atâtea ori. Nu vreau acum să sufăr din nou. Hai! No, no. Hai încoa. Hai încoa. Hai încoa. Sari. Hai, sari. Hai, băiat. Oare dacă apuc acum niște medicamente mine mă omoară? Ce ziceți? Ia să dăm, bă, cu clubul în el. Nu mai vine. Ok, dar vine asta. Tot aici este. Am o idee. Might not be the best one. Dar am o idee. Nu de alta. Dar alternativa era să mor. Așa că mai pot să fac pe aici lucruri. Uite, de exemplu, mai avem niște sfoară pe aici. La ăștia avem ceva? Ia uite, mai cad niște lucruri de pe aici. Uite, becuri mai cad. Niște bani. Ok, bun, îi mai avem și pe ăștia. Săraci, îți dai seama că după ce că sunt morți, mai dau și în ei? N-a mai căzut nimic din ei. Du-te, mă, de aici cu copilașul tău cu tot. Nu primim consultații la ora asta! Încă unul? Uite așa. Gata. Nu primim consultații. N-am zis că nu primim consultații? De ce mai chițeiți? Care mai e? Dar n-am nimic pe aici. Doar copii. Am înțeles. Și atâta? Și atâta, aparent. Ia, pe la ăștia avem ceva? Au mai căzut niște batoane. Bun. Oho, becuri. N-am mai căzut nimic. Și a mai căzut un baton energizant de la ăsta. Very good, very good, very good. Very good, very nice. Pe ăștia i-am făcut. Luăm din nou clubul, că poate cine știe este mai bun clubul. Rămâne de văzut. Fraților, ne-am întins destul de mult cu videoclipul ăsta, dar și peștera e lungă. Pot să fac asta? Pot să-l despic? Nice! Ce-am luat? Creepy armor collected. Good! Îi mai omor pe ăștia. În cazul ăsta. Avem power 5, vedeți că acolo lângă energie, hrană și sete, avem încă un, o iconiță. Aia este iconița de... de power și se multiplică... Mamă, ce avem pe aici? Se multiplică damage-ul cu 5% în momentul de față. Degeaba, că n-am ce să fac cu... cu... Deci trebuie să fac la stânga când ies. N-am ce să fac. Aolea, doamne. Mă blochez în chestia asta. Uite așa. Mai e vreunul? Flesc, flesc. Bun. Mă punem pe aici. Mamă, și putem să mergem și sus și în jos și peste tot. What the fuck? Mai mulți copii. O luăm pe aici.
Mai e un din ăla. Bun. O să fug, vă dați seama, nu stau. Nu stau, fraților, pe aici, ce aveți? Să sară toți copiii pe mine. Mamă, dar m-am pierdut, că sunt atât de multe lucruri. Așa, am găsit rope gun-ul. Super. Și am mai găsit și niște rifle ammo, bun. Ah, și putem să mergem încolo. Ok. Aveam o grenadă. Bun. Am rezolvat-o. Am rezolvat și copilul acesta. Bă, da, tot dau ăștia. Deci pot să mă duc acolo, cred. Îl mai facem, mai luăm un armor de aici și o să mergem pe cealaltă parte, dar fraților, avem foarte multe locuri în care putem să mergem. Păi nu pe aici, de exemplu. Dar oare ajungeam în același loc? Nici nu mai știu cum am ajuns pe aici. O să iau totuși, uite așa pe aici. Copii, 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 frumos. Pe aici n-avem pe unde să mergem, bun. Pe aici o să o luăm, ok. Și putem să o luăm și în sus. Am mai găsit niște flare și niște rifle ammo. Și un circuit board, ca să facem bombițe. Pe aici nu am ce să fac. Era doar să găsesc ce, să găsesc, să-l găsesc pe ăsta cu niște chestii, ok, bun. Intrăm înapoi pe aici. Și am zis că facem la stânga. Când o să putem. Bun. Să vedem ce găsim. Mamă, ce e pe aici? Și facem la stânga în sus. Dacă e de ieșit, trebuie să facem la dreapta înapoi. Ca să merg pe cealaltă parte să folosesc rope gun-ul. Dar, înainte de asta, vreau să văd ce găsim aici. Nimic. Deci tot pe acolo trebuie să merg, numai că avem niște... Îl aveam pe ăsta aici, nu mă ajută cu absolut nimica. Dar este. Bun, hai să mai iau, vreau, nu mai am medicamente, în schimb. Rotten meat drop. Rotten drop, rotten drop. Rotten oyster, rotten oyster. Astea n-avem ce să facem cu ele. Mai au niște blueberry, mai au niște chicory, care crește foarte, foarte puțin. Și cam atâta. Bun, pistolul îl aveam aici. 2. Avem niște gloanțe. Le punem. Și mergem înapoi. Asta cu viața o să fie o problemă, că nu se mai reîncarcă. O să trec din nou peste partea cu copiii, n-am nicio problemă cu chestia asta. Nu merg în sus, că nu mă ajută cu nimica. Traversăm frumos zona aceasta. Niște copilași pe aici pe care îi ocolesc în mod elegant. Și mergem mai departe. 49 de minute de înregistrare, fraților, cel mai mare episod de până acum. Mergem pe aici, nu găsim nimic. Mergem pe aici, găsim ceva. Găsim ce am găsit oricum. Ia uite-l pe ăla acolo. Nu e o idee bună să mă duc încolo, nu? A, dar ăsta e cu... Eu nu am arma asta, sau ce am găsit eu acum? Ba da, rope gun. 8. Bun. Ăla e acolo. Iar trebuie să fug. Ok. Tulă, tati. Tulă, tati, afară. Trebuia să-l folosesc, dar am dat click din greșeală. Mai e unul pe aici, ce aveți? Stați voi liniștiți. Că l-am văzut eu.
Nu știu unde s-a dus sau dacă era tot ăla. Ia uite-l. Nu l-am văzut eu? Hai, lasă-l în pace. Fug. Am crucea dacă e, dar nu vreau să mă folosesc de ea. Și fugim și gata. Am găsit, ta, gata. Lasă-mă în pace, e prea mult. Mult prea mult pentru un singur episod. Măcar e zi afară. Măcar e zi afară. Unde am ieșit? Ia. Cartul este acolo. Vă dați seama că ne-am plimbat foarte puțin și am ieșit doar în cealaltă parte? Hai să mergem să salvăm acolo. Și după aia vedem noi ce facem. Sau nu, pun fix aici tarpul. Nu mai merg nicăieri. Mi-a ajuns pentru acest episod, mi-a ajuns pentru această zi. Mâine o să mă vedeți cu alt outfit, pentru că cu siguranță nu voi mai înregistra astăzi niciun alt videoclip. Dragii mei, sper că v-a plăcut videoclipul acesta, pentru că a fost ceva mișto. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel. Spuneți-mi care este părerea voastră despre calitatea actuală a videoclipurilor. Video, audio, poveste, eu și așa mai departe. Spuneți-mi în comentariu, chiar mă interesează. Noi ne auzim la un nou videoclip. Rămâneți cu bine, salutare!